Gavril Pinte, o nouă adaptare radiofonică pe care o regizați și a cărei difuzare va avea loc joi 21 aprilie de la ora 19 la Radio România Cultural. Livada de Vișin de Anton Pavlovic Cehov. Cât e de dificil să faci o asemenea restituire radiofonică în anul 2016, acum când multă lume preferă televizorul, calculatorul, tableta, smartphone-ul? Nu e dificil, este o reală bucurie. Încerc să fac o integrală a ultimelor 4 piese ale lui Cehov, după Pescărușul, Livada de Vișin, sper să le realizăm și pe celelalte într-o traducere nouă și, în ceea ce privește Livada de Vișin, într-o versiune integrală. La sfârșitul actului 2 apare o scenă pe care Stanislavski a reușit să o taie, dar scena s-a păstrat și încercarea mea nu e neapărat polemică, dar trebuie să spun că realismul socialist a reușit să ne bage în cap, multora dintre noi, o grămadă de prostii despre Cehov, despre lumea lui Cehov, despre personajele lui Cehov, că e o lume plină de umanitate, că Cehov și-a iubit foarte mult personajele, ori nu e adevărat. Cehov le prezintă cu cinism, rece, ca un doctor și niciun personaj din piesele lui celebre nu e privit cu milă, cum se spune de către realismul socialist, n-are pic de milă față de niciunul din personaje. Niciun personaj n-are nicio șansă și Cehov le urmărește agonia, repet, rece, ca un mare doctor ce era. Nu întâmplător, în Livada de Vișin, ultima piesă pe care a scris-o, nu mai apare niciun doctor. E o lume în care medicina nu mai poate să facă nimic. Este, după părerea mea, adică eu fac parte dintre cei care consideră că Cehov este un foarte important precursor al teatrului existențialist, al teatrului absurdului, al oamenilor alienați. Vorbesc de alienarea ca dimensiune metafizică, nu ca dimensiune medicală, oameni străini de ei înșiși și de ceilalți. Considerați că Cehov a anticipat mișcările sociale și politice de anvergură din Rusia țaristă, mai ales prin această ultimă piesă, Livada de Vișin? Nu cred că pe Cehov l-a interesat foarte mult politica, dar sunt personaje care se vor regăsi discursurile lor, se vor regăsi în discursurile bolșevicilor, dar trebuie să remarcăm că astfel de discursuri nu erau prezente numai la Cehov, le putem regăsi și în Demonii lui Dostoevski și în alte surse literare rusești. Gavril Pinte, traducerea spectacolului Livada de Vișin de Anton Pavlovic Cehov, după care ați realizat această dramatizare, îi aparține colegii noastre Raluca Rădulescu. Ce fel de traducere este față de cele pe care deja ascultătorii și cititorii le cunosc? Este o traducere proaspătă, fără să fie agresiv adusă la zi și asta mi-a plăcut foarte, foarte mult și, repet, este versiunea integrală a textului, pentru că nu există asta în fonoteca radioului, deși există spectacole cu distribuții absolut impresionante. Lipsesc, din păcate, scene esențiale. Eu încerc și am reușit cu Pescărușul și cu Livada de Vișin să pun în undă, să pun în scena asta acustică, auditivă, textul integral. Mi se pare că ascultătorii din România merită o versiune integrală a textelor lui Cehov. Spuneți-mi care dintre scenele din spectacol credeți că v-a ieșit cel mai bine? Nu există așa ceva, pentru că la Cehov scriitura dramatică nu merge pe scenă în sensul tradițional al cuvântului, așa cum nu există personaje principale. Cehov a reușit să reformuleze dramaturgic relațiile dintre personaje în așa fel încât dispare personajul principal și toate personajele sunt importante sau aproape la fel de importante.